Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre situația de la Galați și apelul acela cu tremurător la 112, de fapt nu, și apelul cu tremurător, dar mai ales răspunsul. E real cum apar periodic dovezi ale, nu știu cum să spun, ale lipsei de umanitate. Că asta e, ale lipsei de umanitate a unora dintre operatorii de la serviciile de urgență care sunt conectate la 112, poliție, ambulanță. Unii dintre oamenii care sunt angajați să răspundă la aceste apeluri disperate sunt complet nepotriviți pentru acest rol. N-au o minimă empatie, sunt efectiv deranjați că cineva le cere ajutorul. Și ultimul caz este cel al femeii din Galați, care a sunat ca să ceară ajutorul autorităților pentru că îi dispăruse copilul. Acum, e o situație, mă rog, fiecare astfel de caz este dramatic. Aici era vorba de o adolescentă bolnavă cu afecțiuni neuropsihice. Fata abia fusese externată de la spital, spitalul de psihiatrie din Galați, și era dusă acasă de mama ei, când la un moment dat a fugit pradă unei noi crize și femeia știa că în aceste momente copilul ei, în vârstă de 16 ani, devine violent și poate fi un pericol și pentru el însuși, pentru copilul însuși, dar și pentru cei din jur. Și iată cum explică această femeie ulterior pentru Libertate. Citez. Episoadele hipomaniacale sunt cu violențe, inclusiv fizice, adică nu te poți apropia de ea. Copiii aceștia au o forță fizică mult mai mare decât ceilalți. Un om obișnuit nu poate reține un bolnav psihic pentru că nu are forță, asta doar dacă e cel puternic, foarte dominant, ceea ce nu e cazul la mine, care sunt jumătate de buletin, spune femeia asta. Și acum nu știu câți dintre voi ați văzut un bolnav care este într-o astfel de criză. Eu am avut o astfel de ocazie cu mulți ani în urmă și o fată, efectiv, o fată de 20 de ani a distrus o casă într-o astfel de criză maniacală. Deci situația e foarte complicată, foarte dificil. Și nu poți să gestionezi, într-adevăr, capăt o forță fizică supraomenească. Mă rog, așa că femeia a sunat la 112 după ajutor. Și i s-a răspuns, vă rog rețineți, i s-a răspuns că nu se poate interveni pentru că minora nu putea fi considerată dispărută. Deci femeia a sunat și a spus, am o problemă, uite, copilul are o criză de genul ăsta, vă rog să interveniți. Nu, că nu e dispărută, nu putem să intervenim. Și după aceea a mai trecut timpul, fata a reușit să fugă, mama i-a pierdut turma. Și acum că era practic dispărută, a sunat din nou la 112. Iar acum mi s-a răspuns textual, nu vine nimeni să o caute în tot orașul dacă ea este fugită și nu o vede nimeni. Unde să o caute poliția, doamnă? Am încheiat citatul. Deci rezultă că poliția, în mintea acestor dispeceri, caută numai dispăruții care se văd. Deci dispăruții care nu se văd, ei nu sunt căutați, că sunt fugiți, dacă nu-i vede nimeni, unde să-i cauți? În schimb, dacă ei sunt dispăruți, dar îi vezi, atunci știi unde să-i cauți, știi? Nu știu, sunt total tâmpiți, iertați-mă. Pă bune, adică sunt tâmpiți, cum să dai un astfel de răspuns? Mie mi se pare ireal și că n-au răspuns la primul apel. Da, că n-au reacționat. Că n-au reacționat, de asta e apel de urgență. E clar că dacă ai sunat acolo, e urgență. Bun, adică ori o farsă, caz în care suferi consecințele legale și există mecanisme pentru identificarea celor care fac farse, da. Ori este un caz dramatic și trebuie să intervii. Bă, de asta ești plătit, pentru asta ești acolo. Păi și ce faci dacă e un caz dramatic? Cum e și cazul ăsta? Da. Și nu intervii. Poftim. Doar în ideea în care că poate te păcălește cineva. Da. Haideți, doamnă, că nu... E cu dumneavoastră? Da, da, am nevoie de ajutor. Dacă e cu dumneavoastră, nu e dispărut, nu se intervine. Alo, a dispărut. Păi dacă a dispărut, putem să o căutăm, că... Deci e la mișto, nu? Bun. Și a apărut și înregistrarea acestor apeluri, o să difuzăm acum o parte și vă rog să fiți atenți la interacțiunea dintre un cetățean care sună după ajutor și funcționarul care e plătit să-i ofere acest ajutor la un serviciu specializat, care este creat exact pentru asta, înregistrare. A pierdut-o, extraordinar. Alo? Bună seara, i-am pierdut urma în zona restaurantului Alex. Dacă i-ați pierdut urma, doamnă, când o găsiți și este liniștită și vrea să meargă la spital, reveniți pe 112, da? Nu vine nimeni să o caute în tot orașul. Doamnă, dar nu este și poliția pe fir? Că nu, păi poliția nu este în acest moment pe fir, dar că nici poliția nu aleargă după ea. Dacă ea este fugită și nu o vede nimeni, unde s-o caute poliția, un minor, doamnă? Un minor, pacient de neuropsihiatrie. Cine să alerge dacă nu autoritățile care se ocupă? Păi dacă ea nu mai este în raza dumneavoastră și este ascunsă undeva, cum să o caute poliția? Păi nu știu, doamnă, nu se ocupă poliția cu asta? Nu știți.
Păi dacă dumneavoastră acum nu o vedeți deloc... Atunci poliția la ce mai există? Doamnă, mă ascultați un pic, vorbiți numai dumneavoastră, facem un dialog. Auziți, doamnă, o să vorbiți cu poliția, da? Poliția face inversare când nu se poate. Da. Da. Doamna aceasta era de la ambulanță. Da, da, a terminat supărată, domnule, rău, adică... Da. N-ai, domnule, nicio treabă cu poliția, ce vrei? Lasă-ne în pace, avem treabă aici, nu ne deranje. Și cum spuneam, nu e prima dată, că mai țineți minte cazul ucigașului cu drujba din Timiș? Familia atacată a sunat îngrozită la 112 cerând ajutor că un atacator le tăia ușa cu drujba ca să intre peste ei. S-a întâmplat acum 2 ani. Dispecerul de la poliție le-a dat flit. Le-a zis că probabil taie un vecin lemne să se culce liniștiți la loc. Și el a intrat cu drujba în casă și i-a măcelărit pe toți. Dar oribilul caz al Alexandrei Măceșanu, care suna la 112 disperată după ajutor după ce fusese răpită și a spus polițistul să închidă telefonul, care treabă? O să te contactăm noi, hai, lasă, mai sună și altă lume, hai, închide telefonul. Și te întreb cum s-or fi angajat astfel de oameni în asemenea posturi, adică poate pe ceva pile sau șpagă, pentru că într-o țară în care aproape orice se poate cumpăra cu o mită, de ce n-ar fi valabil și în astfel de situații, nu? E foarte greu să lucrezi cu publicul, foarte greu, foarte greu. Tot respectul pentru cei care își fac treaba și care răspund la telefoane disperate și reacționează imediat, e cu atât mai greu să lucrezi într-un asemenea call center, unde sună oameni panicați, disperați, sunt adesea confuzi, trebuie mult profesionalism și o anumită construcție psihologică pentru a fi bun, pentru a putea fi bun în meseria asta. Nu poți angaja aici nepoata sau amanta ca să aibă și ea o slujbuliță la stat și o pensioară de vreme, că uite ce se întâmplă. Și se face ancheta acum la Galați, după mizeria aia de răspuns dat femeii care cerea ajutorul. Cum să o căutăm dacă e dispărută? Dacă nu știți unde e, cum să o căutăm? Noi o căutăm numai dacă ne spuneți unde e. Nu e posibil să răspunzi așa. Da, să vedem concluziile, dar cred că e o problemă de sistem și de selecția personalului. E mai grav decât atât un singur caz. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.